Pot găsi diferite rase de cai. Avem cai pentru începători, avem cai pentru avansați. În ce program vă pot găsi aici? Noi avem programul, începem de la ora 8 și terminăm la ora 16. Câți cai aveți? 14 cai avem în cadrul delfinariului. Ce vârstă ar trebui să aibă copiii pe care îi pot aduce părinții? Eu recomand undeva la 8-9 ani. La 8-9 ani. Am înțeles. Cât costă ședințele aici? Avem două tipuri de abonamente, de 250 de lei 5 ședințe și de 500 de lei 11 ședințe. Ședința durează 40 de minute. Care sunt primii pași pe care îi face un copil odată ce începe să lucreze cu cai aici? Primii pași începem cu echilibru atunci când te urci prima dată pe cal. Și după aceea ușor, ușor pornim, pas, trap, până ajungem la galop, până ajungem să sărim obstacole. Cam în câte ședințe ajunge un copil să sară obstacole? Depinde. Nu e bătut în cuie. Există un minim, așa, după dumneavoastră, după experiența pe care aveți? Bine, un minim de 10 ședințe, să spunem, după un minim de 10 ședințe, un copil ar trebui să poată să meargă singur prin mane, să facă un trap, un pas, să fie în stare să își conducă calul. Se schimbă un copil odată ce începe să lucreze? Foarte mult. Ce ați observat în timp? În primul rând e vorba despre încrederea în sine. Își construiesc un Da, exact. Despre relațiile care se creează aici, despre prieteniile care se leagă între ei aici la cai. Am e altceva. Odată ce vin aici copiii, din experiența noastră, încep să vină an de an sau renunță repede? Sau? De renunțat repede nu renunță, nu. Deci se creează o, da, o legătură între, da, între ei și cai, fiecare cu căluțul. Ce îți place ție să faci? De ce ai ales să vii aici să călărești? Pentru că fac o legătură cu animalele și, în general, iubesc animalele. Care e calul tău preferat aici? Pedro. Pedro? Ce rasă e Pedro? Huțul. E huțul. Și ce faci? Sari peste obstacole? Da, doar ce am început să sar peste obstacole de curând. Cum ți se pare? Foarte frumos. Mergi și la școală în timpul săptămânii. Te gândești mereu în timpul săptămânii? Cum de-abia aștept să vină weekendul Da. Să fii aici? E o pasiune pe care vrei să o faci mai mulți ani de acum încolo? Da. De ce? Pentru că am asta ca și cum o am în sânge, de la tata și de la unchiul și de la verișorul meu. Și m-a pasionat de mic, îmi plac cai. Am ales să vin aici să călăresc, că îmi plac foarte mult caii. Îmi place foarte mult de Zoro. Zoro care e un frizian masiv, așa, nu ți-a fost frică? Nu. Te înțelegi bine cu el? Foarte bine. Îl călărești des? Foarte bine, da. Am înțeles. Ce s-a schimbat în viața ta de când ai ales să vii să călărești? Păi, cam tot. Povestește-ne un pic, cum e experiența asta de a călări la 16 ani? Ai putea să stai acasă pe Facebook sau ai putea să mergi prin mall-uri cu prietenii, dar tu ales să vii aici. De ce îți place să călărești? Păi îmi plac caii foarte mult și e altă viață în lumea cailor. E...
E ceva diferit. E ceva diferit. Am înțeles, vii aici în fiecare weekend? Da. Și numai cu Zoro sau alegi să călărești mai mult să cai de aici? Cu cine vreau. Mie îmi plac caii mai avansați. Ce ai învățat să faci cu el? Te-a învățat el pe tine sau tu pe el să faceți anumite trucuri? Păi am învățat împreună. Ce faci cu el, de fapt? Păi cu el fac mai mult dresaj. Ce înseamnă asta? Explică pentru cei care nu știu. Adică trap, galop, dar fac și sărituri cu alți cai. De cât timp e? De 2 ani. Am 20 de ani, fac echitații de un an și 2 luni. Am ales să fac sportul ăsta pentru că este un sport de echipă, deși ești doar tu cu calul. Calul este partenerul tău. Recomand sportul ăsta pentru că îți dezvoltă foarte mult încrederea în sine. Și este un sport foarte frumos, în primul rând pentru că te apropii de un animal. Calul devine cel mai bun prieten al tău. Așa și îl recomand tuturor. Care este calul tău preferat? Incitatul. Incitatul. Ce ai învățat să faci în vreme cu incitatul? Să sărim, să înțelegem incitatul, să lucrăm. Cum te-a schimbat experiența de a călări în anul? Cred că mult am mai multă potențială la mine. Mă aștept să fie de ce, dacă i-ai recomanda unui prieten să vină aici, ce îi spune? De ce ar trebui să vină să vină? Pentru că este un sport activ, chiar că nu ești doar așa. Se creează o prietenă foarte strânsă, o animală. Ți-a fost frică la început? Nu. A venit natural această pasiune? Da, a fost natural, a fost ceva ce mi-a părut foarte mult. Ce știi să faci acum? Spune-ne ce mișcări faci cu calul tău preferat? Eu știu, ce l-ai învățat tu pe el sau el pe tine să... Ne-am învățat reciproc în mare, să sărim, să descurcăm, să facem calul împreună, să ne mișcăm contundent. Fiecare în altă parte. Ce spun prietenii tăi când le spui că vei la călării? Sunt înfermați și o să vadă. În general, se bucură. Mi se pare foarte mal. Eu fac acest sport și mă întreabă dacă nu e greu sau nu e frică. 9 ani și fac călărie de 3 ani. Te-am văzut pe incitator sau nu? Da, pe aici. Cum ți se pare? S-a legat o prietenie între da. Tine și incitator? Da. Te gândești toată săptămâna la el? Cam da, îl văd în fiecare zi. Vin fiecare zi să-l da. Vezi? Da, și după școală. Și după școală? De ce ai ales tu să vii să călărești, Julia? Pentru că iubesc animale și simt că există o legătură dintre om și animale. Și vrei să faci și de performanță sportul? Da. Am înțeles. Ce-i învățat să faci până acum? Să sar, să fac trap, pas și să merg peste cavaleți. Ți-a fost frică la început? Puțin. Și acum, când vin, nu? Nu prea. Ce vrei să faci mai departe? Să fac mai mult obstacole. Și vrei să mergi la competiții? Sau da. Da? Da. Unde îți doresc să ajungi? Vreau să ajung destul de sus cu chestia. Și îmi place mult să călăresc și iubesc animale și mama mea lucrează aici. Cum ai descoperit pasiunea asta? Acum mai mult timp, după ce m-am lăsat de dansuri, am venit aici cu mama. Și ai descoperit că îți plac caii foarte da. Mult? Și de ce călărești? Că ne-am văzut doar pe Gloria. De ce călărești doar talienii? De ce nu te urci pe cai? Pentru că, deocamdată, Gloria este mai liberă și ceilalți sunt mai ocupați. Am înțeles. S-a legat o prietenie între da. Tine și Gloria? Vii și o vizitezi des? Da, o cunosc de 5 ani. Am înțeles. Ce știi să faci? Ce te-a învățat ea să faci? Știu să fac cavaleți, trap și pas. Galop și sărituri. Vrei să faci la competiții? Da. De câte ori ai căzut? Niciodată până acum. Care e diferența între dansuri și călării?
Cal ești mult mai la înălțime, ți-ai mai mult echilibrul și e mai antrenant decât la da. Îmi plac foarte, foarte mult animalele și vin de un an jumate aici. Și care este calul tău preferat aici? Bela este calul meu preferat, da. O iapă frumoasă, am văzut că vă înțelegeți foarte bine. Da. Cum ați ajuns să legați prietenia asta frumoasă? Păi prima oară am urcat pe ea și aveam o teamă așa, o țineam foarte, foarte, foarte strâns. Apoi am început să-mi dau drumul, să am încredere în ea și după am încercat primul obstacol. Și de la primul obstacol a fost simplu, o prietenie care nu s-a mai strâns, o prietenie foarte, foarte strânsă. De cât timp? De un an jumate. Mă rog, echitație fac de 3 ani jumate, dar n-am făcut. Da. Am încercat în mai multe părți. Ce crezi că te-a învățat echitația? M-a învățat să am curaj și să am încredere în mine, chiar dacă cad, să mă ridic în continuare. Da, e bună lecția. Ce le-ai spune celor cărora le-ai recomandat să vină aici să facă echitație? De ce să vină? În primul rând, lucrul cu calul este unul foarte greu, nu e simplu să ții un cal de 100 și ceva de kilograme și este un sport foarte, foarte frumos. Vorbești cu prietenii tăi despre asta? Da, prietenii mei nu sunt așa pasionați, dar eu sunt foarte fericită și le spun să încerce, chiar dacă le e frică și așa. Și mie mi-a fost frică prima oară și totuși am reușit să înving teama asta. Și ce spun când aud ce le spui? Spun că am curaj foarte mult și că tot o să încerce. Ce vrei să faci mai departe? Vrei să mergi la competiții? Care e cel? Da, aș vrea să merg la competiții, să muncesc. Chiar sunt ambiționată să muncesc și să merg mai departe. Care e cel mai greu exercițiu pe care îl faci cu Bela? Dresajul. Da. În cât timp ai învățat să faci dresaj cu ea? Păi a fost foarte greu la început pentru că n-am putut prima oară să țin la trapul așa lent și să țopăi după ea, dar după a fost ușor. Cam în 2 luni de zile am reușit să fac cu ea dresaj. Cine a fost mai greu de strunit? Tu să strunești calul sau calul să te învețe pe tine? Nu știu, cred că amândouă am fost foarte agitate și foarte ambiționate să învățăm că... Dar în timp s-a legat o prietenie. Da, în timp s-a legat o prietenie și o muncă în echipă. Ai și calul tău acasă undeva sau doar aici? Nu, poate pe viitor când voi începe să stau mai mult sau să învăț mai multe, că mai am multe de învățat, o să-mi iau și calul meu. Momentan eu cresc cu Bela. Consider că ai ca niște animale super prietenoase și poți crea o legătură și cu câinii, dar cu caii este o altfel de legătură, deoarece trebuie să-i simți când dorești, tu vrei ceva de la cal, trebuie să-l simți înainte ca să faci acel lucru și e o legătură care nu se simte cu alt animal, nici cu oamenii câteodată și am vrut să văd cum este, am vrut inițial să încerc și apoi m-am îndrăgostit, să zic așa. De cât timp? Fac de 1 an și câteva luni. Și Norton e partenerul tău? Norton este, nu, mi-a mai schimbat, dar Norton este partenerul meu de câteva luni, mi se pare 2 luni cu el. De pe el am căzut aici prima oară și de cu el am continuat. Ai căzut? Am căzut cu el prima, da. Prima oară a fost așa o ură puțin, am mai schimbat caii, dar apoi tot cu el am continuat, tot el e iubirea mea. Am înțeles, da. A fost frică după ce ai căzut? Nu mi-a fost frică de el, nu cred că mi-a fost frică de el niciodată, nici după ce am căzut, dar niciodată nu mi-a fost frică când am căzut de pe un cal, dar a fost așa, n-am vrut să mă urc din nou deoarece mă durea când am căzut de aia, dar în rest a fost ok. Norton e totuși un lipițan puternic, nu ți-a fost da. Prima oară când m-am urcat pe el mi-a fost puțin teamă deoarece nu știam cum este, aia era singura mea teamă, nu știam cum merge, dar acum nu prea am treabă cu el deoarece știu că e mai liniștit, asta e firea lui, merge liniștit, este liniștit, merge așa în ritmul lui, nu își schimbă ritmul, nu-l apucă să facă vreo nebunie, așa e el. Cum ajungi să simți un cal? Care sunt primii pași în echitație? Trebuie întâi să simți dacă este agitat, aia este prima oară, sau dacă este liniștit. Când este agitat se simte ori respirația, ori se simte că este încordat, efectiv, calul. Și este, odată ce ești tu încordat, și calul este încordat și se simte o atmosferă așa. Când este liniștit se vede că
nu se prinde nimeni pe moment, nici eu nu m-am prins pe moment, dar este o atmosferă așa liniștită și merge foarte bine, dar pe moment niciodată nu mă prind nici eu, deoarece e așa de bine încât merge totul bine până la sfârșit. Am înțeles. Ce le-ai spune prietenilor ca să le recomand să vină aici la călărie? Să vină cu o minte deschisă, să vină să încerce, deoarece nu o să dea niciun cal pe nimeni pe jos din prima. După ce se învață, poate da, dar este o încercare, deci este ceva nou și odată așa, o tură, este frumos să încerci. Să simți o altă experiență, nu e ca pe motocicletă, nu e cu mașina, cu bicicleta, nu e. Se creează acea legătură și se simte complet diferit. Cum te-a schimbat pe tine personal echitația? În primul rând m-a făcut mult mai punctuală, deoarece am început să mă trezesc mai de dimineață ca să ajung la cai, să stau cât mai mult ziua la cai și m-a schimbat să fiu și mai organizată puțin, să am toate lucrurile pregătite înainte, deoarece știam că dimineața nu o să pot să mă trezesc. M-a schimbat de asemenea și să mă mișc mai repede, să fiu pe moment, să reacționez bine pe moment și în același timp să nu mai țip când mă sperie. Aia a fost o mare schimbare la care, deoarece când țip pe cal, se sperie și calul, se agită și calul și este o mare haravabură, că nu merge, nu o să meargă și o să se enerveze și calul și nu o să mai meargă ședința deloc bine. Și am învățat să rămân calmă când sunt pe cal, când face calul ceva, am rămas calmă ca să nu-l sperici pe el, să nu se agite nici el. Că dacă mă agit eu, mă simte el, cu, din nou, acea legătură, mă simte și el și se schimbă lucrurile. Ai învățat, practic, să faci echipă cu... Da, este o muncă de echipă foarte strânsă, deoarece tu te urci pe cal nervos, calul o să fie nervos. Nu neapărat îl tragi de drlogi greșit sau intri în el nervos, numai că te simte, efectiv te simte, nu trebuie să-l atingi în niciun fel diferit. Efectiv simte aura aceea și el devine nervos și nu mai iese nimic ca bine. Am ales echitația pentru că am avut nevoie de un hobby, așa, ca să-mi umplu timpul. Vorul meu făcea echitații, tatăl lucra aici, am decis să încep și eu. Și cum te-a schimbat din momentul în care ai venit aici? Păi, la început am crezut că nu o să reușesc, dar după am avut mai multă încredere în mine și m-a făcut să fiu mai hotărât. Care este calul tău preferat? Îmi place Norton. Norton, care da. E un lipițan. Da. Și cum te înțelegi cu calul? Cu Norton. Ne spunea colega ta că uneori e nervos, uneori e puturos, așa cum da. Ai dezvoltat o relație cu el? Păi, cum să vă zic, prima oară am început cu stângul, că nu prea mă cunoștea, dar după am început să ne prietenim, îi aduceam morcovi și asta ne-a mai legat. Mănică, îi plac morcovii, da. Ce spui. Și din momentul ăla s-a legat o prietenie? Da. Cam cât de des vii aici? Nu vin prea des, că stau în Călăraș și mai vin și eu când apuc. Am că înțeles, nu am teste. Am și totuși vii din Călăraș până aici doar pentru echitație și pentru Norton? Da, și pentru prietenii de aici. Mi-au plăcut foarte mult animalele și am... iar caii sunt chiar animalele mele preferate. De când eram mică, nu știu exact ce a pornit... această dragoste pentru cai. De cât timp vii aici? Eu fac echitații de 3 ani și aici vin de jumătate de an, cam așa. Care este calul tău preferat aici? Calul meu preferat este Coral. Coral? Da. Am înțeles. Și cum s-a legat prietenia dintre tine și Coral? Știu că era odată la plimbări, se făceau plimbări cu el și stăteam cu el și, nu știu, pur și simplu mi-a plăcut super mult de el și a doua zi am făcut un antrenament împreună și nu ne-am mai despărțit de atunci. Au fost momente când ai simțit nervos sau când... Da, sunt multe momente în care ceva îl deranjează sau pur și simplu n-are chef, dar până la urmă ne descurcăm. Ce crezi că ai învățat tu făcând de echitație? Încrederea de sine și... comunicarea, chiar și cu oameni, atât cu oamenii cât și cu animalele. Și m-a dezvoltat foarte mult. În ce sens? Adică, acum fiind adolescentă, caii cumva mă îndrumă spre un viitor mai bun. De ce spui asta? Pentru că sunt, adică, de exemplu, nu te dezvolți urât,
adică nu cu un comportament, nu știu cum să spun. Unii copii, făcând lucruri rele, să spun. Nu, chiar nu știu cum să spun. Deci, ce încerci tu să spui este că, făcând echitație, dezvolți un comportament frumos? Da. Și vei fi un om mai frumos? Da. Ia spune-mi tu asta. Făcând echitație, îți dezvolți un comportament mai frumos și... ești un om mai frumos? Ești, da. Unde vrei să ajungi cu echitația? Vrei să faci performanță? Da, vreau să fac performanță. Ai planuri în sensul ăsta? Da, am acum anul viitor, adică din anul ăsta după vară să înceapă, pentru că deocamdată sunt clasa 8-a și... Înainte, trebuie să termin. În timpul liceului sau după liceu? Da, în timpul liceului. Vom vedea la Mandel Comun. Sper. Thank you.